Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la Jurnalul TV Giurgiu. Iată care sunt principalele subiecte ale zilei. În școli a început de astăzi săptămâna denumită Școala Altfel. Consiliul Județean a aprobat peste 1450 de sprijine financiare. Liceele din Giurgiu își prezintă ofertele educaționale pentru anul școlar viitor. A fost extras bonul fiscal câștigător la loterie pentru luna martie. Sărbătoare la Astra după victoria în fața Stelei. Săptămâna 18-22 aprilie 2016 este dedicată evenimentului care poartă sloganul Să știi mai multe, să fii mai bun. Școala Altfel este programul prin care se propune implicarea deopotrivă a elevilor și a dascălilor în activități extrașcolare cu scopul valorizării talentelor și competențelor în domenii cât mai diverse. Programul Școala Altfel se va desfășura în perioada 18-22 aprilie, în ultima săptămână de școală, urmând ca după aceea elevii să intre în vacanța de Paște, potrivit calendarului structurii anului școlar. Școala Altfel este programul derulat sub sloganul Să știi mai multe, să fii mai bun și își propune implicarea elevilor și profesorilor în activități extracurriculare și extrașcolare cu scopul valorizării talentelor și competițiilor în domenii cât mai diverse. Așadar, de astăzi, 18 aprilie, pentru o mare parte a elevilor, clopoțelul nu mai cheamă la orarul obișnuit, ci la programul derulat până la începerea vacanței. În timpul pauzelor, curțile școlilor sunt mai puțin animate de elevi. Asta pentru că începând de luni, de astăzi 18 aprilie, se desfășoară săptămâna școlară denumită Școala Altfel. Urmează ca după Paște, la câteva zile, elevii să-și reia cursurile. Din 23 aprilie urmează vacanța de Paște a elevilor, cursurile urmând a fi reluate de miercuri 4 mai. Potrivit calendarului, pentru anul școlar în curs, vacanța de vară va avea loc în perioada 25 iunie-11 septembrie, când va începe următorul an școlar. Inspectoratul de Jandarmi Județean Giurgiu a organizat astăzi Ziua Porților Deschise pentru Copii. Activitatea face parte din programul Școala Altfel. La acțiune au participat peste 500 de copii care au stat minute în șir cu sufletul la gură, urmărind exercițiile cu câinii Jandarmeriei Giurgiu, dar și pe cele de imobilizare a infractorilor. Jandarmii și-au deschis astăzi porțile pentru elevii giurgiuveni în cadrul programului Școala Altfel. Pentru că în această săptămână școlarii au posibilitatea să învețe și alte lucruri în afară de ceea ce li se predă la ore, o parte dintre ei a ales să viziteze instituția jandarmeriei. Cei mai mici s-au arătat interesați atât de activitatea jandarmilor, cât și despre tehnica din dotare. Ne bucurăm că este o zi însorită și iată că peste 500 de copii au călcat pragurile jandarmeriei Giurgiu și au ales să petreacă alături de jandarmi prima zi din cadrul săptămânii Școala Altfel. Noi ne-am pregătit exerciții demonstrative, atât cu câinii de serviciu, cât și pregătite de jandarmii din cadrul grupei antitero. Le prezentăm ținuta militară, materialele de intervenție și protecție și suntem siguri că vor petrece o zi minunată alături de noi. Acțiunea Porților Deschise a debutat cu vizitarea atelierelor de prezentare a ținutei militare, a materialelor de comunicații, de intervenție și de protecție. Ia uitați-vă și ați văzut ăla? După câteva minute bune de joacă printre ținutele militare și mașinile jandarmilor, cei mici au fost invitați într-un spațiu special amenajat pentru a putea urmări exercițiul de mobilizare și prindere a infractorilor. Yeah!
Chiar dacă mulți dintre ei s-au speriat puțin din cauza focurilor de armă, cu toții au rămas până la cel mai așteptat exercițiu, prezentarea câinilor jandarmeriei. A devenit o tradiție ca de fiecare dată când îi se oferă posibilitatea, jandarmii să ofere invitaților lor un spectacol inedit. Consiliul Județean Giurgiu a aprobat astăzi, printre altele, și o listă cu sprijine financiare. Numărul celor care au primit diverse sume, cuprinse între 200 de lei și câteva 10.000 de lei, este de peste 1.450. Consiliul Județean a adoptat astăzi o hotărâre privind acordarea a peste 1.450 de sprijine financiare, cele mai multe fiind pentru persoane fizice, dar și pentru asociații, culte religioase sau parohii. La lista inițială cu propunerile de sprijin financiar au mai fost adăugate alte câteva propuse de unii consilieri în cadrul ședinței. Închidem lista. Vă propun să votăm toate amendamentele odată. Sunteți de acord? Domnul secretar, poți să votezi toate amendamentele. Deci, vă propun la vot amendamentele toate odată. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? O abținere, domnul avocat. Doamna Buga? Și doamna Buga, două abțineri. Ați votat pentru sau abțineri? Abțineri. Deci două abțineri, restul a votat pentru. Cea mai mică sumă acordată ca sprijin financiar este de 200 de lei, această valoare fiind de altfel aprobată pentru marea majoritate a cazurilor. Sunt însă și sprijine de 10.000 de lei acordate unor persoane juridice. Valoarea totală a sprijinelor aprobate astăzi este de peste 12 miliarde și 240 de milioane de lei vechi. La Giurgiu au început oficial Zilele Educației Naționale, manifestare prin care liceele își fac cunoscută oferta educațională. De la festivitatea de deschidere de astăzi nu au lipsit momentele artistice susținute de preșcolari și școlari. La fel ca în anii trecuți, parterul Centrului Cultural Ion Vina este gazda primitoare a noii ediții a Zilelor Educației Naționale. Aici, timp de 5 zile, liceele giurgiuvene au ocazia să-și prezinte oferta educațională pentru anul școlar 2016-2017. Este foarte important pentru copii să fie orientați acolo unde ei au aptitudini. Și este foarte, foarte bine să participe la acest târg, pentru că este un târg, este și o expoziție în același timp și lucrurile sunt extrem, extrem de simple în momentul în care ai o vedere de ansamblu asupra tuturor ofertelor care sunt prezentate aici. Seria de manifestări cultural-artistice a fost deschisă de corul seminarului teologic Teoctist Patriarhul. Au urmat multe alte momente artistice puse în scenă de preșcolari și elevi de la grădinițele și școlile din oraș. Reprezentanții liceelor au avut grijă să-și amenajeze standurile într-un mod cât mai atractiv, pentru a-i convinge pe elevii din ultimul an gimnazial să li se alăture. Avem două clase de profil matematică-informatică, două clase de științele naturii. Anul acesta o să avem o clasă de științe sociale și trei clase de filologie, dintre care una engleză intensiv, a doua franceză intensiv și una germană-engleză. Oferta noastră este foarte variată. Avem oferte pentru turism, comerț, alimentație, după cum vedeți, bineînțeles. Liceul nostru este un liceu tehnologic de la care poți lua o diplomă și să te angajezi. Din partea mea este mult mai bun decât un liceu teoretic pentru a urma pe urmă facultate. Nu toți au posibilitatea să urmeze o facultate.
Așa că vă sfătuiesc să alegeți liceul nostru, este foarte bun și puteți învăța destule lucruri noi, după cum vedeți, suntem foarte premianți. Avem firme de exercițiu cu care plecăm în diverse locații. Pe tot parcursul acestei săptămâni, elevii de clasa a 8-a sunt așteptați să viziteze spațiul destinat liceelor pentru a-și forma o idee despre profilurile existente. Zilele Educației Naționale se vor încheia cu un spectacol oferit de liceenii din județul Giurgiu sâmbătă de la ora 10, tot în incinta Centrului Cultural Ion Vinea. A patra extragere din acest an a Loteriei Bonurilor Fiscale a avut loc duminică 17 aprilie. La aceasta au participat toate bonurile fiscale emise în perioada 1-31 martie 2016. Astfel, toți cei care au cumpărat în valoare de 615 lei exact cu 30 de zile în urmă se pot declara norocoși și pot merge să își revendice premiul. Cererile de revendicare pot fi depuse începând cu prima zi după efectuarea extragerii timp de 30 de zile. Posesorii bonurilor câștigătoare trebuie să depună bonurile fiscale în original, copia actului de identitate și o cerere la orice administrație fiscală. Aceștia sunt pașii pe care trebuie să-i urmeze cei care dețin bonurile fiscale desemnate câștigătoare la extragerea din 17 aprilie. Duminica a avut loc a patra extragere a bonurilor fiscale din acest an. Astfel, în cadrul acesteia, au fost desemnate câștigătoare bonurile emise în data de 18 martie cu suma de 615 lei. Și de această dată, fondul de premiere este de 1 milion de lei. Un bon fiscal este considerat câștigător doar dacă îndeplinește cumulativ condițiile prevăzute de lege, având înscrise elementele obligatorii care arată că a fost emis cu un aparat demarcat fiscalizat. Fiecare unitate teritorială ANAF la care se depun bonurile fiscale câștigătoare, în prima etapă de selecție, va elibera o copie a acestora cu mențiunea conform cu originalul, pe care va fi scris numărul unic de înregistrare. Și anul acesta, școlarii care provin din familii nevoiașe își vor putea cumpăra computere prin programul Euro 200, anunță Ministerul Educației. Cererile pentru acordarea ajutorului financiar se pot depune până la data de 21 aprilie. Elevii giurgiuveni și nu numai vor primi și anul acesta ajutorul de 200 de euro în vederea achiziționării unui computer. Este vorba despre școlarii care provin din familii al căror venit maxim pe membru de familie este de 150 de lei. Potrivit calendarului programului, depunerea cererilor pentru acordarea ajutorului financiar se va face până la data de 21 aprilie. Documentele necesare care însoțesc cererea pentru obținerea sprijinului financiar sunt copia certificatului de naștere sau a actului de identitate al elevului, împreună cu o copie a actului de identitate al părintelui sau ocrotitorului legal în condițiile în care elevul este minor. Copii ale certificatelor de naștere sau ale actelor de identitate, după caz ale celorlalți membri ai familiei, adeverință de la instituțiile de învățământ din care să rezulte calitatea de elev. La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii familiei în luna precedentă depunerii cererii, cu excepția alocațiilor bugetului acordat persoanelor cu handicap, burselor de studii și burselor sociale, precum și a tuturor drepturilor sociale, care, potrivit legii, sunt exceptate de la stabilirea altor drepturi și obligații. În anul școlar 2015-2016, 260 de elevi din județul Giurgiu au beneficiat de ajutorul guvernamental. A devenit aproape un obicei ca la fiecare ședință a Consiliului Județean să apară motive de nemulțumire care duc la certuri și conflicte. Astăzi, un astfel de motiv a fost legat de 3 puncte introduse suplimentar pe ordinea de zi a ședinței. Un schimb de replici mai dure a apărut astăzi între președintele Consiliului Județean Vasile Mustățea și consilierul Constantin Ciobanu. Acesta din urmă a fost nemulțumit de faptul că au fost introduse 3 puncte suplimentare pe ordinea de zi chiar la începutul ședinței. Păi eu respect, dacă legea îmi permite să suplimentez, da? Îmi permite, domnule, degeaba... Da. Deci eu pot să fac suplimentare la ședințele ordinare, nu avem voie să suplimentăm ordinea de zi. La ședințele extraordinare avem voie să suplimentăm ordinea de zi. Vedeți că vă aude tot județul. Asta este problema pe care dumneavoastră... Vedeți că vă aude tot județul. Și n-am făcut... Deci n-am propus decât proiecte europene.
Cele trei puncte cu care a fost suplimentată ordinea de zi se referă la aprobarea unor documentații pentru trei proiecte cu fonduri europene. Ele au fost aprobate cu majoritatea voturilor consilierilor. Născută pe 18 aprilie 1984 în Los Angeles, America Ferrera este actrița cunoscută pentru rolul Betty Suarez, jucat în serialul de televiziune Betty Cea Urâtă. Al șaselea și cel mai mic dintre copiii unui cuplu venit din Honduras în Statele Unite, actrița este deținătoare a două premii importante obținute în carieră. Atât Globul de Aur, obținut în 2007, cât și premiul Emmy răsplătesc prestația artistei în același film, Betty Cea Urâtă. Pentru America Ferrera, artista ai cărei părinți au plecat din Honduras în Statele Unite, șansa de a-i fi apreciate calitățile actoricești a apărut odată cu distribuirea tinerei actrițe în serialul TV Betty Cea Urâtă. Remarcabilă interpretarea a rolului Betty Suarez în această producție TV nu numai că a stârnit admirația criticii de specialitate, dar a adus protagonistei în 2007 și Globul de Aur pentru cea mai bună actriță într-un serial TV de comedie sau musical. And the Golden Globe goes to America Ferrera, Ugly Betty. Oh my God. Oh my God. Interpreta rolului principal din acest film primește tot în 2007, dar pe 16 septembrie, premiul Emmy Primetime, astfel că Ferrera intră într-un același an în posesia a două importante premii pentru cariera sa. Pentru America Georgine Ferrera, premiile dobândite de-a lungul carierei sunt în număr mai mare, dar Globul de Aur și Emmy sunt cele mai importante, ele făcând-o lumii mai bine cunoscută. Actrița americană joacă după anul de succes 2007 în alte câteva importante filme, printre ele aflându-se și producții precum Soția Bună, Dragoni sau Jumătate la Cer, ca să numim doar o parte din titlurile de filme cu apariție din 2011 încoace. La TV Giurgiu urmează rubricile Sport și Meteo. Astra Steaua în finala neoficială a campionatului Ligii I fotbalistice a fost partida care a confirmat valoarea formației giurgiuvene. După un campionat întreg și o jumătate de play-off în care echipa din Giurgiu a condus în topul clasamentului, giurgiuvenii au jucat sufocându-i besteliști într-o partidă în care au dat totul și au obținut totul. La capătul unei partide bazate pe o tactică aparte, dar și pe un real maraton fizic, giurgiuvenii au marcat de două ori și au spulberat șansele roșalbaștrilor la câștigarea campionatului, pregătindu-se să aducă în vitrina clubului primul titlu de campioană a României. Față în față cu Niță, Valerică, Gămangă! Spuneam în acea partidă de la Pitești. Alibec și apără, nu este gol! Lui Denis Alibec încă o dată pasa măiastră pe care o dă. Are prin planul Teixeira intrare de la spate a lui Varela. Meci de coșmar pentru Fernando Varela. După partidă, la vestiare a fost sărbătoare, iar la conferința de presă, antrenorul Marius Șumudic a citit discursul cu care și-a motivat elevii la vestiar înaintea partidei. Este un discurs pur și simplu făcut de mine într-o săptămână, de mine cu băiatul meu care și cu familia mea, o familie senzațională, și pe această cale țin să le mulțumesc lor și jucătorilor. Pot să încep? Cred că e ceva inedit. Dar ar trebui să fiți atenți. Eu unul m-am săturat să se vorbească doar de ei. Să existe doar ei. Să mănânce doar ei. Să profite doar ei. Chiar și atunci când nu merită. Acum vor banii din Champions League. Dar după un sezon pe care l-au pierdut. Pe care noi l-am câștigat. Detașat. Voi, adică jucătorii. Vorbesc de trei titluri la rând.
Acum mai avem 90 și ceva de minute să facem istorie. Știți de ce? Ei au câștigat campionate la rând în ultimii ani. Voi puteți câștiga azi două campionate în câteva luni. Hai să le stingem lumina în seara asta. Să fie liniște în vestiarul lor. Să se audă doar melodiile puse de Nico și bucuria noastră. Să-l sunăm pe Budi, să-i cântăm cine e pe primul loc. Să-i oferim o bucurie istorică omului care nu poate fi lângă noi. Să se bucure și cei care încă tac, dar care vor urla pentru noi dacă azi iese bine. Hai să schimbăm ordinea în fotbalul ăsta. Hai să ieșim măcar pentru o zi din colțurile de pagină cu care ne tratează toți. Să înceapă știrile cu voi. Pentru asta mai avem doar un meci. Ăsta din seara asta. Dacă urlăm de fericire în seara asta, nu mai contează mâine. Și nici vocile lor. Hai să mergem în Champions League. Noi, ăștia, ne băgați în seamă, dar cei mai buni. Am fost cei mai buni. Suntem cei mai buni. Mai vor o confirmare? Hai să le-o dăm în seara asta. Eu, Șumudică, nu vreau să ies în seara asta de pe teren cu bucuria lor în fața ochilor. Vreau să urlu cu fiecare dintre voi în brațe, ceea ce am și făcut, apoi cu toți la un loc, să plâng de bucurie și să-i văd triști pe ei. Nu merită să fie veseli după tot ce am făcut în campionatul ăsta. Știm toți, voi o știți cel mai bine. Hai să o terminăm în seara asta, să arate altfel dimineața de mâine, să fie duminica Astrei. Totul se joacă azi. Iese bine azi, nu mai pot să facă nimic. Ei pierd, noi câștigăm. Învigătorii iau tot. Și nu vreau să pierdem ce e al nostru, al vostru. Hai să ne luăm definitiv ce ne aparține de 26 de meciuri, locul întâi. Hai să nu râdă ei pentru ce am câștigat noi. Hai să le luăm ceea ce tot noi le-am dat anul trecut. Și vă aduceți bine aminte. Hai să ne luăm și lor ce le-am luat celor de la SEA Târgu Mureș. Să plângă ăia care nu meritau să se bucure anul trecut. Declarații entuziaste din partea învingătorilor și mai ponderate din partea învinșilor după partida Astra Steaua de la Giurgiu, partidă prin care giurgiuvenii au reușit să intre în Europa League, chiar dacă oficial nu au câștigat încă campionatul. Astăzi am făcut istorie. Le mulțumesc jucătorilor mei, sunt mândru de ei și astăzi cred că a răsărit în fotbalul românesc o nouă echipă, o echipă care merită mult mai mult respect din partea tuturor. Mulțumesc televiziunilor, mulțumesc tuturor celor care ne ajută din punct de vedere financiar și în primul rând televiziunile, fiindcă altfel n-am fi rezistat să ajungem acum unde suntem. Încă n-am realizat nimic, mai sunt 3 meciuri în care trebuie să facem 4 puncte, sper să le facem, jocul ne dă dreptul de a spera și în schimb, astă seară matematic am ajuns în Champions League. Patronul este supărat, așa cum suntem și noi, și cred că are motive. În momentul când îți joci șansa să câștigi titlul și vezi un asemenea joc, este normal să ai anumite nemulțumiri. Vom vedea ce se va întâmpla, dar haide să așteptăm o zi, două. Este adevărat că v-a cerut să nu jucați cu Varela? Nu, nu este adevărat absolut nimic. Nu. Eu cred că este posibil, numai că mai avem meciuri de jucat, trebuie să terminăm pe locul 2, trebuie să ne gândim ce avem de făcut de la anul, trebuie să facem o analiză a acestui meci pentru că nu a fost ok ceea ce s-a întâmplat în seara aceasta și cred eu că anumiți jucători trebuie să se gândească și trebuie să coboare cu picioarele pe pământ. Eu sunt convins că Șumi îi va motiva pe jucători așa cum am făcut-o de fiecare dată și vom ieși campion. Dar pe Șumi cum îl veți motiva? Că de fapt se gândește la ce se întâmplă cu el din vară. Credeți că în momentele astea se gândește cineva ce facem din vară? Nu. Ne gândim ce facem în seara asta, ne gândim că... E un lucru extraordinar. Suntem într-un oraș în care sunt oameni care ne iubesc. Chiar dacă am luat un avans considerabil, dar încă nu s-a terminat. Ce înseamnă victoria asta? Practic, cel mult mai aproape de titlu.
Ne aducem mult mai aproape, dar nu trebuie să ne culcăm pe ureche și să jucăm la fel în continuare, cum am făcut în această seară. Ce-a făcut diferența între voi și Steaua în această seară? Probabil dorința de afirmare. Domnul Iordănescu a spus că i-a plăcut ce a văzut la tine, dorință, ai alergat foarte mult. Vei da totul pentru a ajunge la Euro în continuare? Da, normal, voi da totul și sper să fiu acolo. Ai zis că dacă vei juca la fel în continuare, sigur vei fi la Euro. Să sperăm. Cu matematic cât mai sunt șanse, ne vom juca șansa până la final. Mai sunt 9 puncte în joc. Vom încerca să le câștigăm pe toate, sperăm ca ei să se încurce și atunci vom vedea. Dumneavoastră această înfrângere? Da, îți dai seama, era important pentru noi ca să fim la egalitate de puncte cu ei și atunci eram la mâna noastră. Așa, nu cred că ei au luat opțiune importantă pentru câștigarea tipului. Dar de ce această diferență totuși până acum voi? Ați învins cu un scor destul de mare acum? Da, e că au dat 2 goluri din penalti. Nu cred că pe fotbal, să zicem, că ne-au dominat foarte clar sau... A fost o echipă pragmatică, au jucat cu minge lungă, Alibec într-o formă foarte bună și asta aici s-a decis jocul. Declarațiile de după partida Astra Steaua în întregime imediat după știri în ediție specială. Marți, vremea se va răci în toată țara, astfel încât valorile termice diurne se vor apropia de mediile multianuale ale acestei date. Temperaturile maxime se vor situa între 12 și 23 de grade. La Giurgiu, cerul va fi noros și este posibil să plouă slab, mai ales în a doua parte a zilei. Maximile termice se vor încadra între 21 și 22 de grade, la Mihăilești, Hotarele și Bolintin Vale și 23-24 de grade Celsius, la Giurgiu, Izvoarele și Comana. Viteza vântului va atinge 12 km pe oră din direcție sud-est, în timp ce presiunea atmosferică va înregistra 759 de mm coloană de mercur. Apele Dunării sunt în scădere cu 25 până la 35 de cm, cota probabilă fiind estimată la 230 de cm. Umiditatea în aer va atinge 50%. Doamnelor și domnilor, știrile din această seară se opresc aici. La TV Giurgiu urmează emisiunile Sport Arena și Audiența. Sunt Florentina Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc numai bine!